dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Sunt Rodica Baciu și împreună cu colegii de aici de la Cluj-Napoca din studioul Credo TV vă invităm să urmăriți această ediție în care vom intra în lumea cărților, ne vom îndrepta puțin către școală și mai ales în sfera biologiei, a științei care se ocupă despre viață. Alături de mine în studio este o doamnă profesoară cu mare experiență la catedră. Este vorba de doamna Maria Popa din Oradea, care are peste 33 de ani de predare în învățământul gimnazial sau în liceu, ca și profesoară de biologie. Printre școlile la care a învățat mulți tineri și tinere, se numără și liceul Emanuel din Oradea, care i-a schimbat destinul și viziunea. Bine ați venit, doamna Maria Popa! Bine v-am găsit! Mă bucur să fiți aici invitata noastră și să avem pe masă cărțile pe care le-ați scris cu atâta bucurie și pe care sunt 9 la număr, aș vrea să ni le prezentați la momentul potrivit. Dar înainte aș vrea, pentru că eu v-am prezentat din punct de vedere al experienței profesionale, dumneavoastră să vă prezentați puțin din punct de vedere al statutului în familia pe care o aveți. Da, în familie am reușit să ajung străbunică. Încep cu partea ultimă, care e mai apropiată, fiindcă aceasta este mai impresionantă pentru mine, faza aceasta. Sigur, chiar astăzi se împlinesc 53 de ani de când l-am cunoscut pe soțul meu. Felicitări! Și deci avem al 53-lea an de căsătorie. Am fost cadre didactice amândoi, am lucrat mult timp împreună, avem 2 copii împreună, s-au realizat și ei acum sunt la familiile lor, avem 6 nepoți și suntem fericiți pentru că ne-au ascultat, sunt întorși și ei la Dumnezeu, copiii noștri și nepoți deja care sunt mai mari și ne bucurăm că putem lucra în lucrarea Domnului, putem să slujim cum avem chemarea specifică fiecare. E impresionant că la vârsta pe care o aveți, sunteți atât de activi și mi-amintesc într-o zi în care v-am sunat, tocmai plecau elevii pe care i-a ajutat să-și facă lecțiile de la dumneavoastră de acasă. Aș vrea să atingem un pic, așa să trecem în revistă și activitatea pe care o aveți în continuarea activității de la catedră. Da, așa este că noi am terminat cu activitatea de la catedră fiind pensionari și nu am oprit această activitate pentru că Dumnezeu ne-a creat condiții. Sigur că noi am dorit acest lucru și când dorințele sunt în concordanță cu voia lui Dumnezeu, se pot împlini. Da, copiii din satul unde locuim acum de 8 ani de zile, când vin de la școală, trec pe la noi, servesc un ceai, niște biscuiți și ne apucăm să facem lecțiile. Acum vă spun, scopul acestor pregătiri nu este pur profesional, nu este pur o însușire a unor termeni, a unor noțiuni. Scopul numărul unu este integrarea cuvântului lui Dumnezeu în lecții, legarea creației de cunoștințele care le primesc ei la școală, adică ei să fie conștienți că realitatea despre care ei învață este creația lui Dumnezeu și eu îi conștientizez cu principii, cu versete biblice, cu momentul potrivit ne dictează ce trebuie să facem. Scopul mare de tot este conștientizarea elevilor de existența lui Dumnezeu, că El conduce universul, de stilul de lucru al lui Dumnezeu
că noi trebuie să practicăm un stil de viață ca și al lui, pentru că altfel cum să ne primească în împărăția lui. Și deci lucrurile acestea le integrăm în funcție de moment. Mai facem duminica întâlniri, un fel de școală duminicală, dar nu o numim așa, ci întâlniri ca între prieteni, și aici abordăm și recapitulări ale lecțiilor predate într-o lună de zile, deci fixăm cunoștințele pe baza unui DVD, apoi intrăm la prezentarea unor scenete biblice, le dau rolurile, mai cântăm, mai diversificăm. Deci momente mai relaxante, e duminică și nu poți să faci tot lecții, că în rest facem teme, lecții foarte serioși, știți? Deci continuarea activității de la catedră este pregătirea acestor elevi. Cărțile sunt scrise în decurs de aproape 16 ani, deci este o lucrare în care pe mine Dumnezeu m-a schimbat foarte mult. Spuneați la început că cu bucurie, să știți că la început n-am lucrat cu bucurie. Am lucrat mai eu degrabă. Eu văd că acum le promovați, da, cu bucurie, da, și eu am aflat cu bucurie, da, când mi le-ați prezentat. Acum sunt la stadiul acesta. Dar să știți că la început am fost mai degrabă înfricoșată că trebuie să fac, cu trebuie am pornit, știți? Și versetul acela că dacă știi să faci bine și nu faci, e păcat. Ei, acesta m-a urmărit și ziceam, cum nu știu eu să predau biologie, cum atâția ani am făcut, acum citesc cuvântul, cum nu aș putea lucra în via ta, Doamne? Și sigur că au fost piedici multe, dar pe toate Dumnezeu m-a ajutat să le trec și iată, am ajuns să le finalizez pe toate, din a 5-a până în clasa 12-a. Sunt 8 manuale, în total sunt 9, pentru că pe parcurs s-a schimbat programa clasei a 9-a și am făcut două cărți de clasa 9-a. Acum fiecare carte este cu dedicație unui membru din familie. Am reușit să fac pentru cei 6 nepoți și pentru cei 2 copii. O nepoată a primit 2, care e studentă la farmacie, cu biologie mai multă. Soțul încă nu a primit nicio carte, dar dacă mă ajută Dumnezeu, am amintit tangențial, eu scriu scenete, de fapt mai nou, nu acesta este titlul, fac dramatizări pe texte biblice, pentru că, din nou, în scopul acela de a-L cunoaște pe copiii pe Dumnezeu, în acest scop se integrează și însușirea versetelor biblice. În cazul acestor dramatizări, copiii sunt determinați să repete anumite versete cu care se vor întâlni în cursul vieții. Și deci se îmbină lucrurile, cer foarte multă călăuzire, chiar cu emoții, să știți că mai ales duminica, chiar am emoții, că nu pot să lucrez singură și atunci soțul, nepoții mei, fii, copiii mei, pe cine pot antrena, oamenii sunt ocupați, eu duc greu, dar singură nu pot. Deci în companie lucrăm. Asta e o altă parte foarte frumoasă, că nu monopolizați activitatea, ci știți să lucrați în echipă și să-i formați și pe alții care vor duce mai departe. Chiar doresc acest lucru și la cadrele didactice. Deci am populat toate liceele teologice din România, 18, cu câte 27 de cărți din fiecare, și bineînțeles că am intrat în relație cu profesorii de specialitate de aici. Și să știți că sunt în România, am pe caietul meu un număr de 40 cadre didactice de biologie, dintre care unii într-adevăr mă depășesc în privința râvnei, a capacităților, eu totuși sunt unde sunt. Dar ei sunt în plină forță la catedră și eu nădăjduiesc că vor prelua ștafeta și o vor duce sus, așa cum vrea Dumnezeu. Să ajute Domnul. Amin. Manualele se folosesc în anumite școli în prezent? Da, depinde de
pasiunea profesorului de biologie. Deci, în liceele creștine, toate v-am spus că au câte 27. De ce 27? Pentru că asta e media, zic eu, a clasei, a numărului de elevi într-o clasă. Și atunci, un profesor conștiincios are pe catedră și cărțile în viziune creaționistă și cărțile de stat, care sunt obligatorii și care au un fir evoluționist. Deci, profesorul are ocazia să predea copiilor același fenomen fiziologic, același proces biologic prezentat și într-o viziune creaționistă și în viziunea obligatorie evoluționistă care e imprimată de stat. Dar a prezenta, din punct de vedere creaționist și biblic, nu ridică anumite probleme în cadrul școlilor sau a programei acreditate? Nu, nici vorbă. Concret, am procesul de fotosinteză. Îl descriu cum este descris și în cartea de stat, în sensul cum are loc, în ce constă, unde și așa mai departe. Știință pură, dar după ce predau, analizez produsul final al fotosintezei, oxigenul și hrana, substanțele organice. Fără asta noi nu putem trăi. Și atunci leg fenomenul de creator. Creatorul a pus la cale procesul, cu ce scop văd eu vreo însușire a lui Dumnezeu în acest proces? Faptul că îmi asigură oxigenul, faptul că ne asigură hrana, nu își exprimă Dumnezeu nu numai dragostea și dreptatea, că la urma urma ne-a creat și nu ne-a aruncat de izbeliște, ci s-a gândit și ne asigură cele necesare. El a făcut cum a dorit, este suveran. Iată, deja trei însușiri am abordat aici. Și deci după lecție sau chiar în timpul lecției spun copiilor, acestea sunt însușiri ale lui Dumnezeu pe care le putem vedea, uite, în procesul acesta de fotosinteză. Este un motiv de a-L preamări, este un motiv de a lăuda pe Dumnezeu pentru aceasta, este un motiv de a-I mulțumi, da. Se bucură Dumnezeu dacă îi mulțumim, cum nu s-ar bucura oricine dacă îi faci ceva bine, nu? Apoi, laudele. De ce să laud? Ce nu poate Dumnezeu fără laudele noastre? Se bucură, dar, când noi îl apreciem, când el vede din partea noastră respectul și recunoștința, normal că intervine. Și cum intervine? Cum ne spune în cuvânt? Locuiește în mijlocul laudelor și mai spune în Isaia 60:13, locul unde își odihnește picioarele este proslăvit, locul, clasa. Și le spun cum e proslăvit, uite, sunteți toți atenți, note bune și așa mai departe. Deci asta este integrarea, partea creaționistă. Nu e o chestiune forțată. Se aduc în fața copiilor sau principii de lucru, ordine, desenezi pe tablă unde are loc fotosinteza, în țesutul palisadic. Uitați-vă cum sunt așezate celulele, uitați-vă particulele cloroplaste în care se găsește substanța care nimeni nu putea să o facă decât un creator suveran. Clorofila, singura capabilă să absoarbă energia solară, nu este o minune? Putem să neglijăm pe creatorul acestei substanțe, acestui proces? Deci foarte multe se pot spune și copiilor le place, nu numai că le place, prezența Duhului este acolo, ei sunt atenți, nu mai trebuie. Nu? Deci nu e cazul să faci observații de disciplină. Dumnezeu ne face disciplina în clasă și totul merge ok, frumos. Foarte frumos și cred că e folositor în special pentru cadrele didactice care ne urmăresc acum. Aș vrea să ne întoarcem la început, să vedem care a fost prima carte și cum ați ajuns la concluzia, de unde a venit impulsul și motivația să scrieți o biologie la fel de științifică ca și manualele care se găsesc în programa școlară, dar după o altă abordare.
Da, primele au fost cărțile de clasa a noua. Sunt două de a noua, de fapt asta e prima, aceasta e prima și asta a doua. S-a schimbat programa în timpul acela, eu le-am scris timp de 3 ani. Știți, și între timp s-au schimbat motivația. Eu, pe vremea aceea, când m-am apucat să scriu, de fapt, mă și întorceam și la Dumnezeu și am fost la o conferință AXI a cadrelor didactice la Timișoara și acolo tot ni s-a spus, scrieți, scrieți, că e bine să scrieți programe, am făcut și programe și versetul acesta v-am spus, a fost atins acolo, a fost chiar provocat spre mine, fiindcă eu am întrebat și mi s-a spus, vrei când vei merge sus să ți se spună că ai putut și n-ai făcut? Și eu n-am prea înțeles ce mi s-a spus, dar citind în Biblia am găsit versetul, dacă poți să faci bine și nu-l faci, stai în păcat. Și pe mine asta m-a cercetat. Cum eu conștient să stau în păcat? Nu se poate. Și m-am apucat să scriu, dar întrebând mereu, Doamne, ce să scriu? Doamne, cum, ce trebuie? Și țin minte că domn profesor Bartoș, cu dânsul am colaborat prima dată, și teolog, și l-am întrebat, cum, ce să fac? O carte trebuie să aibă la bază niște principii. M-am rugat 3 nopți, ce principii să pun eu în cărțile acestea? Și mi-am amintit de unul de la facultate, principiul unității dintre structură și funcție. Și am zis, stai, unul, dar nu poate fi numai unul. Și m-am rugat. Și să știți că mi-a descoperit Dumnezeu. Unul încă l-am mai studiat la școală, de exemplu, principiul unității dintre organism și mediu, pentru că este o concordanță, o relație, că nu o să fie aripa de pește în mediul aerian, nu? Ci potrivită mediului acvatic. Sigur că evoluționiștii nu spun așa potrivită, ei spun adaptată, adaptată în decursul milioanelor de ani, în cursul evoluției. Ei, eu nu sunt de acord, mai ales că genetica vine și fixează clar în molecula de ADN, sunt înscrise însușirile potrivit mediului. Și atunci, iată că genetica confirmă stabilitatea lui Dumnezeu, stabilitatea speciilor, că de fapt evoluționism înseamnă transformare de specii, una din alta, de la cele inferioare în decursul milioanelor de ani s-a ajuns la forme superioare. Și să știți că cărțile actuale, cea de zoologie, de exemplu, argumentează foarte științific și copiii cred. Să știți că cred. Că de fapt e credință până la urmă. E credință evoluționistă și credință creaționistă. Da. Și când li se spune că... Oricum nu se poate dovedi. Niciuna. Hai să ținem niciuna un... Niciuna nu se poate recapitula. Pește altundeva sau o pasăre într-un alt mediu, să vedem cum evoluează. Nu. N-ai cum să scoi peștele și să-l pui în mediul aerian să ce? Că nu trăiește, nu? Deci... când îi se spune că mormolocul de broască are branhii ca și peștele, imediat copii vezi că se trag broaștele din pești, uite, argument, da, numai că eu vin cu genetica și le spun, peștii au un număr de cromozom exact, constant și ca număr și structură, batracienii broaștele au alt număr și iată că lucrurile nu sunt chiar așa cum deducem noi mental, că de fapt astea sunt niște presupuneri interpretate mental și iată cum încetul cu încetul s-a deviat de la credința că inițial, acum inițial nu vorbim despre credințe, dar oricine își dă seama cât de cât dacă gândește că lucrurile nu pot fi întâmplătoare. Cineva trebuie să le conducă. Ei, acum știința veacului acestuia, pe nedrept numit așa, cum spune Biblia, adesea face niște presupuneri care pot fi convingătoare, dar pot fi și puierile. O să vă dau un exemplu
Să vă dau acum? Da, haideți. De exemplu, găina are pe picioare, toată lumea știe, pe partea terminală, o piele solzoasă. Și când opărim puiul, găina, ca să o gătim, tragem jos de pe încălțămintea aceasta de pe picioare. Ei, evoluționiștii socot că este un argument în favoarea că păsările provin din reptile, că au această piele cu solzi cornoși ca și solzii pești, solzii șopârlelor și a șerpilor, nu a peștilor, că solzii peștelui sunt osoși. Aceștia sunt solzi cornoși. Și copiii zâmbesc. Ăsta poate fi un argument. Pielea de pe picioarele păsărilor demonstrează că se trag din reptile. Nu. Deci sunt niște argumente care nu sunt convingătoare. Niște lucruri forțate. Forțate, puierile chiar. Dar unele sunt și grave. În fine, nu cred că ăsta este scopul, să atacăm acum evoluționismul, care poate fi atacat, dar nu-i cazul să o facem. Deci ne putem exprima punctul de vedere, pentru că până la urmă fiecare are convingerile lui și libertatea a și le exprima. Mi-amintesc de când eram eu la școală, eram perioada comunistă și, bineînțeles, tot așa ni se prezenta și nouă. Noi știam doar de la biserică faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile și uneori chiar se mai și râdea și se mai arunca așa câte o vorbă din partea unor profesori că vedeți că nu e așa, că Dumnezeu le-a creat și ele au avut un anumit traseu, au evoluat de la o celulă și cum s-au dezvoltat. Niciodată n-am avut curajul, deși aud că alții au făcut-o, să contrazic. Nu am avut. Știam că trebuie să tac, nu am eu forța să contrazic. Dar simțeam așa o întristare în inima mea, zic, Doamne, cum învățăm noi lucrurile astea? Deși mi-a plăcut, am terminat liceu sanitar, pe urmă facultatea am făcut în alt domeniu și mi-a plăcut mult biologia, m-a ajutat. Dar întotdeauna am separat-o de perspectiva evoluției. Deci, bun, hai să vedem din ce suntem făcuți, cum funcționăm, asta mi-aducea bucurie. Dar când era povestea cu evoluția, îmi aducea așa o umbră de întristare, de dezacord, pe care n-am exprimat-o niciunui profesor, dar asta era de la biserică, unde am învățat că Dumnezeu ne-a creat. Elevii nu au curajul să contrazică, totuși câte unul mai are. Depinde de profesor. Unii profesori chiar se răzbună pe bieții copiii care îndrăznesc. Alții sunt mai înțelegători, care au puțină credință în Dumnezeu, sau cei care au multă credință, altfel discută. Dar sigur, nu-i voie să fim lași în fața evoluționismului. Noi care suntem pregătiți, noi cei maturi, trebuie să atacăm inteligent, dar poate că termenul, cuvântul... Și respectuos. Asta. Și... Deci asta am vrut să mă corectez puțin, că nu atac. Nu-i vorba de atac, e vorba de a arăta adevărul. Dumnezeu ne cere ca adevărul să fie în inimă și asta m-a ros pe mine în motivația scrierii, pentru că mă gândeam... Dumnezeu îmi cere mie adevărul să-mi fie în inimă, că scrie în cuvânt. Și eu merg în fața copiilor și le spun ce scrie în carte. Bine, sunt obligată să le spun ce scrie în carte și în programa seculară, dar ce mă împiedică la un liceu creștin, teologic, ce mă împiedică să, dar și la secular, că eu m-am permis și la secular. Și asta vroiam să vă întreb. Da. Cum făceați la școlile clasice, la școlile de stat? Deci exact cum făceam și dincolo. Îmi permiteam și le spuneam. Păi copii, eu sunt credincioasă. Inițial, țin minte la clasa, o clasă foarte bună, cu 15-20 de ani în urmă, aveam 6 ore de biologie la clasa aia și
îmi puteam permite, era clasă de biologie, biologie-chimie. Și eu le spuneam, măi, eu cred, așa cred, văd principii, văd versete biblice care se aplică. Voi să nu credeți cum cred eu, dar eu vă spun ce cred eu. Voi credeți ce vreți. Se poate crede și așa, se poate crede și așa. Deci, de la o vreme, nu m-am sfiit și am spus clar lucrurilor pe nume. Chiar la oră de dirigenție aveam inspecție de la inspectorat și am avut tema despre prietenie. Și am spus că prietenul cel mai bun și mai mare este Domnul Iisus Hristos. Pentru asta, sigur că mi s-a făcut observație în raport că am tendință de a conduce copiii spre creștinism. Și am acceptat observația și ne-am dus mai departe. Nu era minciună. Nu, păi nu era. Adică chiar era avea tendința. Da. Numai da. Că probabil numai ei că nu o apreciau. Deci eu nu vroiam să-i duc pe credința mea, să-i forțez, dar nici să nu mi-o neg. Nu? Cum adică, dacă adevărul e aici, eu să nu-l spun? Să spun numai ce îmi spun alții care nu mi se pare adevăr? Și mai ales că mi-am dat seama că dumneavoastră nu spuneați de dragul de a vă prezenta propriile convingeri, ci erați convinsă și sunteți convinsă că această perspectivă are niște efecte benefice asupra copiilor. Și aș vrea să le prezentăm un pic, să mergem pe varianta care ne place nouă, pe creaționism, și să vedem pe lângă disciplina din clasă, pe care deja ați amintit-o, ce alte efecte și urmări binefăcătoare mai are. Acum, când vorbești despre dragostea lui Dumnezeu, de fotosinteză m-am legat pentru că e un proces major. Când evidențiez dragostea lui Dumnezeu față de noi, atunci absolut că vin discuții și chiar dacă nu discuții, apar situații în care poți să-ți exprimi dragostea. Deci abordăm noțiunea de dragoste, o separăm de erotism, pentru că în lume sentimentul de dragoste știm la ce se rezumă, pe când în biologie, în armonia care există, acum trec puțin la alt subiect biologic. Aici cu fotosinteza am arătat dragostea lui Dumnezeu. Bine, cum aș putea o duce în clasă dându-i copilului care nu are pâine la el, să zicem? Îi dau mâncare. Dar nu, acum mă refer la armonia dintre organele unui organism. Ei, dacă aceste organe nu funcționează în armonie, organismul nu e sănătos. Și am extrapolat la nivelul clasei de multe ori, la nivelul bisericii, la nivelul familiei. Dacă nu există această armonie, dacă nu există această colaborare, nu se poate vorbi de dragoste, nu? De respect, elementul de bază al dragostei este respectul reciproc. Păi când în pauză elevii își pun piedici, să zicem, îl iei la o parte și îi spui, uite, n-ai făcut un gest frumos. Dacă ficatul nu și-ar face partea față de intestinul subțire să-și verse bila, grăsimile nu ar putea fi emulsionate. Deci, în loc să sprijine activitatea, ar deruta-o. Tu punându-i o piedică unui copil, poate cade, își fracturează. Nu-l ajuți. Îi faci un rău. Deci,
Bine, acum prea direct poate că am luat noțiunea asta fundamentală de dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste, dar sunt atâtea situații în care ceea ce noi aplicăm, ce evidențiem, principiile care le evidențiem, structură, funcție, hai să merg la asta, fiecare suntem structurați pentru o funcție în viața de toate zilele. Suntem, în termeni biblici spunem că avem o chemare. Un rol, un destin. Un rol. Cumficatul are rostul de a produce bila și încă ceva, de a dirija, de a repartiza substanțele organice în corp. Tot așa și eu am o structură potrivită pentru meseria mea de chemare, pentru meseria mea de dascăl. Și ca diriginți, noi avem datoria să facem această orientare școlară și profesională a copiilor. Vezi, ce vei fi? Noi de obicei prezentam pe vremuri, când eu nu cunoșteam pe Dumnezeu, spuneam, meseria X cere următoarele aptitudini, 1, 2, 3, 4. Și le înșiram. Și cu asta îmi făceam partea, ziceam eu. Ei, acum lucrurile se completează altfel. Dacă clorofila este pusă de Dumnezeu, i-a dat capacitatea să absorbă, ei, mie mi-a dat alte capacități ca să pot deveni profesor. Eu am vrut să-mi fac copiii medici, spun sincer, dacă tot am pregătit pentru medicină. Păi băiatul desfăcea bicicleta într-un minut și tot într-un minut o punea la loc. Toate componentele, și ziceam, cum să fac eu din asta medic? Asta e clar că are predispoziții de la Dumnezeu, are preocupări. Ei, dacă lângă observațiile astea care le fac părinții, și mi-ar place puțin să trecem la mame, la femei, pentru că emisiunea de această natură, dacă lângă aceste observații a preocupărilor copiilor, adaug rugăciunea către Dumnezeu, Doamne, chiar simplu de tot, pentru ce este creat copilul meu? Pentru ce l-ai făcut? Eu văd aceste dexterități la el, văd niște ușurințe, ia, îmi desface bicicleta și o pune repede. Face numai o direcționare către mecanică și mecanica și făcut băiatul. Dar, deci, plusul care apare datorită creaționismului, datorită concepției mele, viziunii creaționiste, este legătura prin rugăciune cu Dumnezeu. În orientare școlară profesională, în dezvoltarea anumitor însușiri, am zis de dragoste, dar și celelalte, că sunt structură, funcție, am abordat-o. Principiul minimumului, e teribil, scoarța cerebrală, 2 metri și 200 centimetri într-un volum mic, în timp scurt, randament mare, bani puțini, cu randament, eficiență sporită. Dumnezeu a folosit aceste principii în lucrarea Lui. Le aducem în viața de toate. Păi dacă Dumnezeu le-a făcut, e clar că și noi le putem face, mai ales dacă îl implorăm să ne ajute, să ne călăuzească. Tu ai făcut acolo așa, ajută-mă și pe mine. E pentru mine, nu-i pentru mine. Deci noul este relația cu Dumnezeu și apoi familia, despre care se mai poate spune. Foarte interesant că ați subliniat faptul că v-ați dorit să fie copiii dumneavoastră medici. De ce? Pentru că v-a plăcut biologia și i-ați fi direcționat în aceeași zonă? Nu, pentru că eram om de-a lumii și eu nu eram întoarsă și vedeam în medici, întotdeauna am văzut oameni suspuși, oameni cu bani, oameni respectați. Nu puteam eu să judec înainte de a mă întoarce relația că Dumnezeu îi vrea sau... Nu puteam. Deci, efectiv, a fost un scop din asta lumesc. Cum vrea majoritatea lumii. Și a fost bine că v-ați întors la Dumnezeu și nu i-ați sacrificat pe copii după principiile chipului viacului, cum se spune în romani. Mult. De exemplu, fetița mea îmi cerea cutii de chibrite
pe vremea aia erau chibrite. Și ce să faci cu ele? Într-una își punea făină, boia, tot felul de substanțe și mă punea pe mine să merg să cumpăr de la ea. Și am venit să cumpăr ce îi plăcea să vândă. Mai ce să vândă? Dintre obiectele de învățământ îi plăcea chimia. E clar, farmacie. Farmacistă s-a făcut. Și bine. Deci copiii au predispoziții de la Dumnezeu, native, talent, dacă vrei, dar dacă acesta nu-i cultivat, dacă nu ești în relație cu el, poți merge greșit și le folosești unde vrei tu, nu unde vrea Domnul. Și atunci randamentul e scăzut. Și nici satisfacția copilului nu. Deci randament, eficiență numai... Chiar în tren vorbeam cu cineva acum și spunea că îi pare rău că nu și-a lăsat fiica să facă ce-a dorit, că nu are randament categoric, că dorințele astea tot de sus vin. Și apoi dacă și-l implici pe Dumnezeu în lucrare, e clar că altfel. Și cine poate face implicația? În primul rând mama. Eu zic că tatăl și cu tații se poate discuta, dar mama și copilul consider că este factorul de bază care poate intra și este cea mai apropiată de sufletul copiilor. Dacă mama își face o puțină vreme și mai se și uită, măcar la poze să se uite în cărțile acestea, de exemplu, numai la poze să se uite și să-l întrebe pe copil, păi ce vrea să spună, că eu am florile astea în grădină. Îi mirabile să ia lapa. De ce una roșie cu galben și-o dat roz? Copilul poate nu știe, dar fiind atent, după sau și întreabă colegii, dar dacă a fost atent, știe să explice că este o dominație incompletă. Și de aceea produsul rezultat este intermediar. Că dacă ar fi fost o dominanță completă, ori ieșa roz urmașul, ori ieșa galben. Bine, și ce rost are problema asta? E vorba de relațiile dintre genele, alele, dintre perechii cromozom. Vedeți? N-am pus așa, ci am pus așa. Pentru că un cromozom vine de la tata, unul de la mama, genele față în față se numesc alele, determină un caracter, raporturile dintre ele, ei învață. Și prin toate, că de fapt scopul acum când după o vreme de scris, mi-am dat seama că scopul este de a vedea aceste intenții ale lui Dumnezeu. De exemplu, omul să fie unic. Este intenția lui Dumnezeu să fiu unicat. De ce? Odată să previn mizeria, că poate veni altul în locul meu și se dă, în fine. Deci confuzii și așa mai departe. Bun. Pe urmă, mă respectă Dumnezeu. Din respect mă face unicat. Ca eu, în mod specific, să am o relație. Că sunt mulți profesori de biologie, adevărat, dar eu am specificul meu. Și am un anumit lucru de transmis. Deci este foarte frumos să te adâncești în cunoașterea științifică, dar fără adâncire în cuvânt, te duci la evoluționism. Și cărțile dumneavoastră sunt chiar așa, cu legături la cuvânt. Am văzut nenumărate versete și chiar explicate și aplicate. Din ce ați prezentat până acum, am subînțeles, sper că bine, că am putea să studiem aceste manuale în paralel cu copiii noștri acasă sau cu copiii de la biserică, cumva să compensăm lipsa lor de la școală, că probabil nu toți au binecuvântarea să aibă un profesor care să vină la catedră cu ambele versiuni. Am înțeles bine că ar putea mama să se ocupe de partea asta? Și mama și... Sau părinții? Da, da. Eu... M-am gândit ca să fac și pentru familii, dar și pentru școala duminicală, niște DVD-uri
în care materia este concentrată. Deci, în acest DVD-ul am materia a patru manuale. 5-8, deci. Și sunt grupate lecțiile. Deci, fie că au copiii condiții acasă și cu mama, cu restul familiei, hai să vedem creația lui Dumnezeu, ce ai învățat în luna asta, să vedem din perspectivă creaționistă cum apar lucrurile. Pentru că el, odată că își fixează cunoștințele, a doua oară aude și mama, aud poate și ceilalți copii sau membrii a familiei, și pot discuta asupra lecției. Sigur că îți cere puțin timp, din partea mamei se cere un sacrificiu în plus, dar consider că mai bine să rămână vasele nespălate 10 minute și să facă ceva cu copilul pentru lecție și după aia să spele împreună vasele și câștigul dublu. Acum mai avem și mașini de spălat vase și atunci timpul ăla îl putem aloca. Exact, sau hainele. Pe vremuri spălam hainele, nu? Și acum domnul ni le spală cu mașina, nu? Că eu de multe ori zic... E mare puterea domnului. Eu chiar așa și zic, Doamne, mulțumesc că mi-ai spălat hainele. Între timp eu îmi fac altceva. Da, deci... În primul rând, ar trebui să existe în carte, în casa copilului, carte de orientare aceasta. Și acum, nu numai cărțile mele și nu numai obiectul biologie, să știți că toate obiectele de învățământ pot avea în ele concepția creaționistă, respectiv principiile care eu le-am abordat au un caracter universal, să știți, structură, funcție. Păi, cuvântul, care cuvânt să-l iau, nu chiar cuvântul, pahar, cuvântul pahar, îl avem în față, este construit, structura lui este potrivită funcției pe care o are, adică să țină apa în el, nu? Spuneam înainte, structură, funcție. Ochiul potrivit funcției, clorofila este potrivită funcției. Fiecare structură este făcută pentru ceva. Haideți să zicem apa acum. Apa e formată din hidrogen și oxigen. Doi atomi de hidrogen nu s-au așezat întâmplător lângă unul de oxigen să formeze apa. Deci e clar că e o minte acolo care a pus atomii așa. Dar acum, du-te mai departe, scopul apei, du-te mai departe, proprietățile apei. Și discutând în familie, uite, lucrăm cu apa, măi, până acum am privit-o foarte superficial, apă. Dar dacă o legăm de Creator, dacă vedem câtă apă este, ce roluri îndeplinește natură, cum au loc circuitele în natură a apei, vapori, nori, cade ploaia? De ce norul e deasupra noastră și nu cade apa din el? Că nu vrea Domnul. Din toate situațiile posibile, noi trebuie să scoatem în evidență pe Dumnezeu Creator, cu puterea Lui, cu dorințe, cu dorințele lui. Nu plouă, dar de ce nu plouă? E ceva acolo. Hai să analizăm cum stă satul nostru, cum e societatea. Nu merităm, categoric nu merităm, dar bine, totuși Domnul ne dă ploaie și atunci nu poți să zici îți mulțumim, Doamne, bunătatea ta să văzut că am dat ploaia. Deci vreau să spun că sunt atâtea lucruri. Când mi-ați spus despre cum să facem emisiunea, vedeți, asta vă spuneam, eu am un spectru atât de larg acum, după atâția ani, după atâta muncă, încât pot să, chiar cum zicea Marx, îmi amintesc, eram student aici la Cluj și învățam filozofie marxistă și știți că se trage din familie de credincioși Marx. Și a citit Biblia
l-am recunoscut în Biblie. Politica care a promovat-o, numai că nu l-a vrut pe Dumnezeu, și de asta s-a și prăbușit tot sistemul promovat de el. Și spunea, trebuie să fiți așa de pregătiți încât să puteți sări dintr-un loc în altul. Eu pot să sar dintr-un loc în altul, totuși nu mă deplasez decât într-un anumit... Într-un cadru. Cadru. Libertatea în Hristos îmi dă voie să mă duc, dar până la un loc. Deci, vedeți, trebuie să ne obișnuim. Pentru mine e greu. E greu să mă știu opri. Și e o lecție. Da. Dacă ați confirmat că am putea să le studiem acasă cu copiii în paralel, fie din manual, fie din urmărind DVD-ul acesta, raportat la clasa pe care o frecventează copilul și da, recapitulând materia și făcând aplicațiile practice, acum să ne spuneți și de unde am putea să comandăm aceste cărți și vom afișa și pe ecran cum putem să procedăm. Da, deci eu abia în aprilie am terminat ultima carte de clasa 12-a și editura din Oradea, editura Societății Biblice Române din Oradea, da, este scrisă pe editura pe adresa Metanoia Oradea, da. Deci de acolo se pot comanda, dar vreau să spun că încă la ora actuală nu există toate cărțile. S-au epuizat. Mai există clasa 7-a, 8-a și a 12-a, dar pentru că sunt foarte scump de tipărit, ne-am gândit să le producem electronic, să fie mai ieftine și mai accesibile. Deci copilul să poată pe telefon, pe tabletă să aibă. Deci în format electronic. Da, în format și electronic. Formatul electronic cum se poate procura? Deci de la Societatea Biblică Română din Oradea. Ei vor face, mi-au promis un spot publicitar pe care o să vi-l dea cu lucruri concrete și urmează, luna noiembrie era planificată, încă nu sunt finalizate lucrurile, dar vor fi, vor fi. Deci va fi posibilitatea de a se procura. Eu am dorit să fac aceste DVD-uri și pentru școala duminicală, pentru că o descoperire zguduitoare este faptul că două ore de școală duminicală nu pot acoperi sau nu pot ține piept la 30 de ore pe săptămână pe care le parcurg copiii într-un mediu fără Dumnezeu, unde este tratat Dumnezeu cu indiferență, eventual la religie se face acolo ceva, dar comparativ cu școala duminicală, unde totul se face, lucruri frumoase. Deci este un decalaj. Și atunci am propus să se introducă în programa școlilor duminicale 10 minute pe lună, să producă, să se prezinte, să se producă pe ecran, în discuții, să se abordeze, deci, partea creaționistă, sigur a biologiei, dar la toate obiectele. Și am ajuns la niște concluzii foarte frumoase, urmează să se valorifice, pentru că învățătorii de școală duminicală nu pot să facă interpretările, chiar dacă se prezintă. Trebuie un om de specialitate. Frumos, mulțumim. Eu v-aș propune să mai continuăm dezbaterea noastră pe direcția creaționismului, având în vedere și ce spuneați mai la începutul emisiunii legat de însușirile lui Dumnezeu, într-o altă ediție. Pentru că timpul nostru, așa cum am zis, s-a dus repede, abordând într-o sferă atât de largă. Dar eu am înțeles din ceea ce ați transmis firul principal și cu siguranță și telespectatoarelor și telespectatorilor le-a fost de folos. Vă mulțumim și ne revedem într-o altă ediție în care vom continua să discutăm. Bine, mulțumesc!
Să fiți binecuvântată! Mulțumesc! Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, mă bucur că ne-ați urmărit și cu această ocazie și nădăjduiesc ca ceea ce v-a împărtășit invitata noastră, doamna profesoară Maria Popa, profesoară de biologie cu experiență de 33 de ani la catedră și apoi scriitoare de cărți de biologie, botanică, zoologie, din perspectivă creaționistă, să fie o provocare pentru noi, pentru familiile noastre și să ne învățăm copiii adevărul și iată că avem instrumente de lucru la îndemână. Să ne vedem cu bine la următoarea ediție. Fiți binecuvântați! O emisiune sponsorizată de Matero.